dimineața București! Bună dimineața București! Cu Alex, Andreea și Cornel. Bună dimineața, 9:30, așa cum am anunțat, alături de noi. Astăzi, marți, 22 octombrie, vine una dintre componentele echipei naționale de fotbal feminin, echipă ce speră, bineînțeles, că se va califica la Campionatul European. Va pune piciorul pentru această performanță, desigur, și invitata noastră de astăzi e Ștefania Vătafu. Bine ai venit în matinal, Ștefania! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața! Și mulțumim pentru faptul că ai acceptat să intri alături de noi, chiar dacă suntem prin Zoom, e normal, ești iertată, având în vedere ce meci mare urmează și despre el vom vorbi și despre ce înseamnă pentru fotbalul românesc în fond și la urma urmei, pentru că noi uităm că există și fotbal feminin la noi și chiar se face performanță. Această posibilă calificare. În primul și în primul rând, hai să te cunoască un pic lumea, cei care nu sunt familiarizați neapărat cu aspectele feminine ale fotbalului. De la noi. De la noi. Da. Sunt Ștefania Vătafu, în prezent joc în Belgia, pentru Anderlecht. Și sunt componentă în echipa națională a României din 2008, ceea ce e un timp destul de mare. Am jucat și în România pentru Cluj, Olimpia Cluj, și în Spania, în Tenerife. Ok. Ai și titluri naționale, ai și cupe ale României și ai și o cupa Belgiei, dacă nu mă înșel. Da, da, da. Am și în România și în Belgia, joc și în Champions League în fiecare an. Da, cred că palmaresul meu e destul de bun, momentan. Și peste 100 de selecții la echipa națională. Da. Felicitări, bravo! Acum că te-am cunoscut, uite câte curiozități avem la dispoziție, notate aici, să aflăm, să descoperim nu neapărat tainele, ci aspectele ce țin de fotbalul feminin în România. O să-i lași pe colegii mei care au întrebările pregătite să ți le adreseze, pentru că e de notat acest lucru și de făcut galerie vineri. Asta clar, e de făcut galerie vineri și am vrea să începem discuția prin a ne explica puțin importanța meciului de vineri. Da, este un meci foarte important. Ne-am calificat pentru play-off pentru Euro. Asta s-a mai întâmplat acum 8 ani de zile, unde am jucat împotriva Portugaliei. Nu am reușit să ne calificăm, rezultatele fiind 0-0 și 1-1. Iar pentru faptul că ele au dat gol în deplasare, au fost mai norocoase și au trecut mai departe. Este un pas foarte mare. Am câștigat grupa pe care am avut-o pentru a ajunge până aici și sunt sigură că vom lupta pentru acest meci și vom da totul pe teren ca să fie mândri de noi oamenii din tribune și de acasă. Ai spus că e un meci important, știm cu toții cât este de important meciul ăsta. Care e atmosfera? Cum te simți tu? Cum se simt fetele din echipă? Da, cred că e o anumită doză de emoții, care spun cuvântul deja. Poate puțină presiune, însă nu extrem de mare, pentru că am zis că să vorbim despre fotbalul feminin. Este o diferență extrem de mare între România și celelalte țări momentan. Știu că s-a dezvoltat foarte mult, se fac foarte multe proiecte, însă s-a dezvoltat în număr ca și jucătoare, iar acum urmează și calitativ. Iar acest lucru durează, trebuie să avem răbdare și da, în Polonia, în alte țări, Belgia, Danemarca, Anglia, etc. Deja ceea ce facem noi acum, ei făceau probabil acum 8-10 ani. Cam asta e diferența. Aveți șansa de a scrie istorie, fiind la un pas de prima calificare a României la un turneu final european. Cum percepeți această oportunitate și ce ar însemna pentru voi să ajungeți la Women Euro 2025? Ar fi un vis devenit realitate, pentru că ar fi în premieră, nu ne-am mai calificat niciodată. Singura calificare a fost cu Under-19 în 2012, unde am și jucat, însă a trecut destul de mult timp de atunci și sperăm din tot sufletul să putem să ajungem la un campionat european. Cred că ăsta e visul oricărui jucător sau jucătoare de fotbal. Cu Polonia jucăm, ca să înțeleagă oamenii. Da. Cum Care credeți că sunt punctele voastre forte? Cum este Polonia? Este un adversar puternic? Da, Polonia este un adversar foarte puternic. Au jucătoare în campionatul Spaniei, Germaniei, Angliei. Acolo vorbim deja de foarte mulți bani, iar când se fac transferuri la cluburi, mă refer, nu la națională. Și atul nostru cred că este unitatea echipei. Cred că doar așa vom putea să facem ceva bun. Dacă noi suntem unite, dacă o să jucăm una pentru cealaltă și să încercăm să dăm totul. Pe lângă faptul că sunteți o echipă unită, aveți o strategie, având în vedere că ați putut urmări înainte cum joacă Polonia cu alte echipe? Astea sunt întrebări pentru domnul antrenor. Ok. Dar nu, ne antrenăm în fiecare zi, încercăm să facem și analize video, avem ședințe, le urmărim, le analizăm și încercăm să fim pregătite de la început. Hai să vorbim un pic despre ședințele tehnice, să înțeleagă oamenii că se întâmplă același lucru ca și la băieți, nu e un alt sport. Există antrenor secund, există preparator fizic, există tot 11 jucători, există aceleași reguli, nu se schimbă absolut nimic, dar trebuie să fim un pic realiști, având în vedere că Polonia, spunea, e un adversar dur. România nu pleacă favorită în această partidă. Suntem outsideri. Sau echilibrul se păstrează totuși la nivelul... Mă refer aici la... Dacă ar fi să pariem, nu știu, să încercăm un exercițiu de imaginație. Da, pe foaie ele sunt favorite. Ok. Asta e cumva... Meciul se joacă tur-retur? Da, se joacă tur-retur. O să jucăm vineri în 25 și marți în 29. Returul în Polonia. Deci nu e totul decisiv la acest meci de pe Arcul de Triumf. Invităm pe această cale, având în vedere că e ora de începere una rezonabilă, ora 19, cât mai mulți suporteri să încurajeze și echipa feminină. Am observat zidul galben la băieți, de ce nu și la fete? E o performanță uriașă calificarea la acest Euro și suntem la un pas distanță. Ar fi păcat să irosim șansa. Am o întrebare și o curiozitate. Cum te-ai decis să te apuci de fotbal? Când erai mică și jucai, te puneau băieți în poartă prima oară? Nu, în poartă nu, n-am stat niciodată pentru că înălțimea nu m-a ajutat. Nici acum nu mă ajută să stau în poartă. Am 1,60. Însă, da, primele mele amintiri au fost cu mingea de fotbal. Am avut la bloc unde am crescut foarte mulți băieți cu care am crescut, iar jocul predominant a fost fotbalul. Așa că am intrat între ei și de acolo restul istorie. Le-ai dat mingea printre picioare și i-ai făcut de râs, sper. Ai reușit. Chiar acum te mai provoacă cineva să mai joci fotbal și cu băieții? Cum? Te mai provoacă lumea să joci fotbal și cu băieții acum, la nivel de amator, mă rog? Da, uneori. Știți că încă sunt destul de multe comparații între noi și băieți și întotdeauna a existat chestia asta. Las că voi sunteți mai bune decât băieții sau... Însă nu e cazul, nu trebuie să fie acest lucru din punctul meu de vedere. Ai spus că meciul se joacă tur-retur, iar returul va avea loc la doar câteva zile după meciul de acasă. Cum vă adaptați ca echipă la astfel de perioade intense de jocuri consecutive și de schimbare de traseu? E foarte important recuperarea după meci și să ținem cont fiecare de alimentație, de somn, de... spa, fiecare să-și facă lucrurile cu care sunt obișnuite și vineri avem meciuri, iar sâmbătă plecăm, într-adevăr, cum ai zis, o să fie și obositor, pe lângă faptul că o să fie un meci foarte intens, va fi și zborul, dar asta facem de când ne știm și cumva suntem obișnuite. Care este metoda ta de a te recupera cel mai rapid? După un meci, sincer, stau în pat și cu picioarele sus pe perete. Asta e cea mai rapidă și cea mai la îndemână, în caz că nu ai, nu știu, bazin cu apă rece, bazin cu apă caldă, etc. Pe ce post joci? Ești mijlocaș, nu? Mijlocaș central, da. Ok. Hai să fim optimiști și să ne gândim că trecem cu bine de Polonia. Ce urmează după? O să avem un alt play-off, deci ăsta e doar un pas spre Euro și vom juca cu câștigătoarea dintre Slovenia și Austria. Ok, și acolo acela chiar e meci decisiv, nu? Cum? Acolo este meciul decisiv. Dacă trecem și de partea a doua a play-off-ului, urmează Euro. Exact. Și va fi tur-retur. Ok. Fel. Pe cine vezi favorit? Austria? Austria, da. Schengen. Motivații. Acum să sperăm că buturga mică răstoarnă carul mare. Ar fi mai bine România-Slovenia. Nu se știe niciodată. Au mai fost surprize. Desigur, și dacă nu credeți în victorie, n-are sens mai participați până la urmă. Sunt tot 11 jucătoare, tot balonul e rotund, cum se spune. Surprize în fotbal s-au mai văzut. Contează grupul, iar echipa națională a României a ajuns până în stadiul acesta, în faza aceasta, și cu unitatea grupului. Voi ați câștigat o grupă, ați plecat favorite în grupa respectivă și azi ne facem o idee cu privire la parcursul vostru. Da, am plecat favorite, am avut 6 victorii din 6 meciuri. Acesta a fost și obiectivul care am pornit la drum atunci când ne-am aflat adversarele. Am debutat în Liga B acum, deci am urcat încă o treaptă în grupele valorice. În grupe, exact, grupele valorice. Acesta fiind alt obiectiv al nostru, iar acum play-off-ul o să-l luăm fix așa cum vine și o să fie un plus. O să avem de câștigat, doar de câștigat. Tu spuneai la începutul interviului că există în continuare diferențe mari între ce se întâmplă prin alte țări și ce se întâmplă la noi când vorbim despre fotbalul feminin. Ce schimbări ți-ai dorit tu să vezi în următorii ani când vine vorba de fotbal feminin aici în România? Cred că ca și condiții, în primul rând. Ca și condiții, să se investească mai mult în infrastructură și cred că aici vorbesc în general, nu doar în fotbalul feminin, masculin, ci și în sport. Știm cu toții că e destul de dificil acest lucru și mai avem mult de dezvoltat în ramura sportivă. Iar mai apoi, pentru că fete există, ca și număr, sunt peste 100.000 de jucătoare în România. Wow. Da, exact. Și acum să le oferim și condițiile necesare pentru a se dezvolta într-un mod armonios și sănătos. În fotbalul feminin din România progresul este evident în ultimii ani și vreau să știu de la tine ce crezi că v-a adus în punctul ăsta, care au fost factorii care v-au ajutat să ajungeți cât mai departe. Cred că au fost oamenii interesați real de acest sport, oamenii care s-au implicat, au făcut o diferență și care cumva au atras și alți oameni alături de ei și au făcut acest pas spre fotbalul feminin. Și pe lângă acest lucru și noi ca și jucătoare, pentru că nu am încetat niciodată să jucăm indiferent de condițiile pe care le-am avut și cum am crescut. Spuneai că tu joci la Anderlecht în Belgia, la Bruxelles. Fotbalul belgian e mult mai evoluat la toate nivelurile, nu doar la acel, când vorbim despre fotbal feminin, masculin, echipe de tineret și juniori. Raportându-ne la câștigurile financiare din fotbalul feminin, există diferențe care vin, presupun, din urma notorietății și capacității de a promova acest sport. Se poate câștiga din fotbal feminin? Ești ok? Pentru că poate sunt tinere, părinți care au în casă o fetiță, o fată care ar vrea să facă fotbal, dar vine aspectul ăla, nu, mai bine te duci tu și faci medicină, sau mai bine tu și dai la drept, sau mai știu eu ce facultate faci, sau, mă rog, extra, pe plan sportiv, te apuci de ceva ce face bani, ce, mă rog, îți poate produce un câștig financiar mai mare. Se poate câștiga, merită efortul? Da, probabil mă întrebai acum, nu știu, 10-12 ani de zile în care eram tot aici, puteam să zic că nu. Chiar nu. Dacă voiau să înceapă ca și un hobby și să facă sport, să se dezvolte armonios, etc. Însă acum chiar se fac eforturi în direcția aceasta. Există și anumite reguli în Liga 1, în care cluburile trebuie să aibă anumite contracte profesioniste cu un minim de... E un barem, nu? da, un barem, iar dacă vorbim în Europa, există nu foarte multe, dar cluburi care plutesc foarte bine. Și acesta este doar începutul. Asta e foarte, foarte bine. E doar începutul, pentru că a existat o explozie în fotbalul feminin și este pe un trend ascendent. Da, pentru că ne uităm mereu la cât sunt plătiți bărbații și cât sunt plătite femeile în mai multe domenii diferite. Chiar e un angajament al grupurilor de feministe, da? Care fac eforturile astea, să fie o egalitate de șanse în fond și la urma urmei, dar știm că în sport e cu totul și totul altceva, că e vorba de sponsori, e vorba de publicitate, e vorba de drepturi de televizare și așa mai departe. Dar iată că vestea vine din partea ta și e una bună, că în 10 ani s-au schimbat lucrurile astfel încât se poate trăi din fotbal. Da, într-adevăr. Acum depinde și unde joci. Nu vreau să generalizez și să zic că peste tot e foarte bine și se poate trăi din fotbal și doar atât să faci, pentru că sunt foarte multe jucătoare care au un al doilea job și nu doar aici în România, cât am și eu colege care și în Belgia acum încă au al doilea job. Deci, pentru... Dar tu ești profesionistă 100%, nu ești semiprofesionistă. Da. De acum 2 ani au schimbat în Belgia și acest aspect, în care toate din echipă avem contracte profesioniste. Este clar că aveți foarte mulți fani care poate vor veni pe stadion sau vor urmări de acasă. Ce mesaj ai pentru ei pentru a-i convinge că este momentul să fie alături de voi mai mult ca niciodată? Cred că ne aflăm într-un moment foarte bun pentru fotbalul feminin și avem extrem de mare nevoie de acest impuls din partea lor, pentru că pe Arcul de Triumf întotdeauna când am jucat au fost lângă noi, i-am simțit aproape și sper ca și vineri să fie lângă noi, să ne împingă așa cum au făcut-o de fiecare dată. Eu mai am o singură întrebare pentru tine. Aveți vreo superstiție la nivel de echipă, la nivel de grup, sau tu ai vreo superstiție în momentul în care te pregătești de un meci din ăsta important? Ca și grup nu avem o anumită superstiție. Sunt sigură că fiecare dintre noi avem anumite lucruri pe care trebuie să le fac exact la fel, că altfel nu o să funcționeze. Și am câteva, doar că nu pot să le spun Bine. Aici. Bine, nu le spune, doar okay. să faci lucrurile respective ca să ai toate premisele să fie ok. Așa cum și numele de familie, știi, îți spune chestia asta, să fii conducător, să fii lider, iar vineri să se lase cu chef, dar nu cu prea multe ore petrecute, da? Exact, că aveți drum lung. Aveți drum lung și din nou un meci. Fii conducătorul echipei naționale alături de celelalte 10 jucătoare. Să sperăm că va veni și succesul la pachet cu dorința voastră de a face performanță și în fotbalul feminin. Mulțumim foarte mult pentru prezență, Ștefania. Baftă. Să fie, mulțumesc frumos. Succes și celorlalte componente ale echipei naționale. Baftă și la echipa de club și să avem vești bune din partea națională de fotbal feminin a României. Ștefania Vătafu a fost în matinalul București FM. Îi mulțumim pentru amabilitatea de a intra și de a povesti lucruri și din sânul echipei feminine de fotbal. Să nu creadă lumea că nu bifăm și acest capitol și nu facem performanță și acolo. Mulțumim! Mulțumim! Succes! Baftă și să fie echipa victorioasă vineri și cu șanse reale de a merge mai departe pentru următorul meci, cel decisiv, care poate califica România la Euro în 2025. Stimabililor, gata și cu ziua de marți. S-a dus și ziua asta. Hai să fie cu bucurie și cu veselie. Urmează de 10 ori România, urmează o nouă zi și mâine, un nou matinal de la ora 6. Aici ne întâlnim pe binecunoscuta frecvență 98.3. Aveți varianta online bucureștfm.ro să fiți alături de noi. Andreea, Cornel, Alex, Tavi și Andra vă salută. Cam atât pentru astăzi. Muzică până în fix când vine Răzvan cu de 10 ori România. Pa! Pa! Ciao! Bună dimineața, București! Bună dimineața, București! Cu Alex, Andreea și Cornel. Really close tonight, and I feel like I'm moving inside her, lying in the dark.